lumea pare de comun acord că digitalul va crește clar anul acesta. Dar și în zona de digital se schimbă lucrurile permanent. Să luăm de exemplu Facebook. Fără bani de promovare, tu, companie, nu mai ajungi la oamenii care te urmăresc pe Facebook. Pe piața locală, în general, și în cazul bugetelor voastre, ce înseamnă această schimbare? Care sunt efectele ei? Facebook își are în continuare rolul lui în comunicare. Ce este important este să fie tratat ca un punct de investiție, nu ca un punct de rezultate necontrolabile. Și aici tehnologia și procesele de lucru au schimbat semnificativ modul în care noi abordăm investiția respectivă și optimizăm investiția respectivă. Drept urmare, din punctul nostru de vedere, Facebook își face treaba în continuare și își dovedește rezultatele pentru clienții noștri de publicitate. Acolo unde nu și le vor dovedi, cu siguranță că vom căuta soluții prin care să înlocuim respectiva propunere. Să pun întrebarea unui cititor. E bine pentru agenții ca dumneavoastră că le pune Facebook pe companii să plătească dacă vor ca fanii să vadă glumițele și concursurile lor de pe Facebook? Sau ați pierdut o sursă de free media? Se cheamă înșelăciune dacă eu, cetățean, dau like lui Vodafone, de exemplu, dar ce face Vodafone pe Facebook nu ajunge la mine? Pentru că organic reach tind despre zero? Probabil e un exemplu aleator. Da. A fost o întrebare foarte lungă. Nu cred că este o înșelăciune. Noi, până la urma urmei, ca și agenție, am folosit Facebook într-un mod corect de la început. Noi nu am cumpărat fani, am lucrat întotdeauna la construirea unui engagement rate necesar integrării brandului în contextul zilnic al consumatorului și din punctul ăsta de vedere nu este o înșelăciune. Acum, dacă modul de lucru nu a fost adecvat, cu siguranță că au existat și situații în care această schimbare e un pic surpriza neplăcută a unor jucători. Nu a fost o surpriză neplăcută, este normal să-și monetizeze aturile și cu siguranță există și alte moduri în care să gestionăm voi ca agenție, free media, să-i spunem așa. Ați pierdut un free media sau ați câștigat un paid media? Nu am câștigat un paid media pentru că nu este un business în sine Facebook pentru o agenție. Sunt volume relativ mici în continuare și un labor intensive job, să-i spun așa. Pe de altă... Să trecem la bugetele mari atunci? Cum vrei tu. Cu siguranță cred că importanța cea mai mare a acestor contribuitori la un buzz online trebuie studiată îndeaproape de către agenții și, de fapt, importanța și aturile cele mai consistente vin în momentul în care studiem contribuția comună a mai multor medii. Facebook-ul TV, de exemplu, fiind o variantă bine studiată de noi și cu rezultate foarte validate. În acest moment, întrebarea pe care o pune toată lumea și mulți au propriile răspunsuri, cât câștigă internaționalii din bugetele de digital? Facebook, Google? Am vrea Google, și noi la Facebook. Unii dintre ei să știm, pentru că e o zonă de contracte directe care nu este transparentă față de restul industriei. Nu vedem... Estimări există, se pot face. Da, nu m-aș lansa să fac o astfel de estimare. Din păcate, nu avem absolut nicio
pârghie de control asupra aspectului respectiv și mă refer în special la, la partea de Google. Cât loc mai e în bugete pentru publisher local, având în vedere că și creșterea publicității de brand pe Google, YouTube, o vreme considerată canal esențial pentru Google, canal esențial pentru performance. Publisherii locali sunt, din punctul nostru de vedere, un rol esențial. Noi ne dorim content localizat și, până la urmă, ce este important este că Google, inclusiv prin tehnologia și logistica fantastică de care dispun, ei se bazează tot în mare parte pe contentul local. Deci, într-un fel, întreba și un cititor, ca să pun și întrebarea cititorului, că se încadrează aici, cum va arăta ziua când românii nu vor mai avea ce informații să share-uiască sau să caute pe Google, informații românești, pentru că toată reclama merge în Facebook și Google și furnizorii de informații vor muri cu titlurile lor like și share, în ghilimele, cu tot. Cred că îi se oprește poza într-un anumit loc. Fluxul banilor, într-adevăr, trece prin Google și Facebook în anumite situații, dar Google se bazează în continuare în mare pondere pe publisherii locali. Până la urmă, este locul în care ei își livrează bannerele respective. Cu tehnologie de targetare sau nu, până la urmă, într-un fel, banii de publicitate ajung de multe ori sau în mare pondere la publisherii locali. Acum, eficiența fiecărui publisher și transparența cu care tratează Google această relație este o, cum să spun, este o parte dintr-o relație pe care noi nu o avem. Noi suntem în afara acestei. Și cum vezi evoluția pe termen scurt și mediu? Cred că tehnologia a început să devină mai accesibilă și este interesant de văzut că în alte piețe până la 30% din volumurile de display ajung să fie tranzacționate în regim de programmatic buying. Era întrebarea mea următoare legată de... Și e, din acest punct de vedere, tehnologia pare să pătrundă destul de rapid în acest segment, aducând beneficii atât furnizorilor, prin faptul că există totuși o contraofertă la tehnologia Google, dar în același timp aducând beneficii clienților de publicitate prin posibilitatea unei targetări mai eficiente. Din acest punct de vedere, această targetare mai eficientă poate să crească încrederea clienților respectivi în acest mediu de publicitate și poate să le aducă un răspuns mai eficient, stimulându-i să investească mai mult din acest punct de vedere. La noi, cât de rapid crește real-time bidding-ul programatic? Există o mare animație de vreo câteva luni încoace pe piață. Da. Cât de rapid crește, cât de rapid își găsește loc? Cât de rapid își găsește loc? Noi vom lansa efectiv platforma noastră de real-time bidding în poate o lună și un pic. Suntem deja operaționale, am făcut deja teste cu ea și din acest punct de vedere ritmul de care vorbea este destul de rapid. Suntem pregătiți să oferim astfel de servicii și considerăm că ele vor aduce beneficii întregului angrenaj de publicitate. Rămâne de văzut, până la urmă, cât de bine răspunde piața de pe partea de publisheri, așa fel încât tehnologia cu adevărat să pătrundă și să aducă aceste beneficii mai departe. Până acum, inclusiv acum, există această vorbă de bine, că viitorul este engagementul cu consumatorii și că e nevoie de creativitate în acest dialog dus întors. Programaticul cu ce ajută? Cu ce ajută comunitățile publisherilor, de exemplu? Programaticul ajută, în primul rând, zona de încredere a
clientului. Vorbim de un tracking mult mai precis al comportamentului digital al consumatorilor noștri. Ca urmare, eficiența investițiilor în publicitatea digitală va crește. Și rezultatele care sunt atribuite publicității digitale vor crește. Ca urmare, considerăm că ar trebui, urmează să crească niște volume în acest domeniu, mult mai legate de, într-adevăr, partea de performance. Dar programmatic buying nu înseamnă doar performance, înseamnă și construcție de brand, dacă este folosit într-un mod adecvat. Drept urmare, ne bucurăm să vedem că vom putea într-un Ai mod... o prognoză de creștere a acestui segment? Probabil că vom atinge anul viitor 5-7% din zona de display. Există agenții care își lansează sau au propriile platforme de rețea, există pe de altă parte părți care oferă publisherilor platforme de RTB. Da. Există cel puțin o entitate care încearcă să ofere o platformă comună pentru toată lumea. Uh-huh. Voi ce preferați? Care crezi că e soluția cea mai bună dacă toată lumea vine cu propria platformă? Cine, unde se duce? Existența mai multor platforme înseamnă concurență în piață și înseamnă un echilibru benefic. Da. Nu cred în platformele care reprezintă mai multe interese în același timp, pentru că nu prea au cum să o facă. Până la urmă, platformele SSP trebuie să-și reprezinte respectiva parte a business-ului și a ecosistemului nou. Platformele DSP, evident că trebuie să vină mai aproape de clienți și de agențiile de publicitate.